bull market instituțional Bitcoin plus 14%, cred că mai bine de 14%, în decurs de 3 zile. Ce se întâmplă? De ce au intrat atât de mulți bani în piață? Sunt doar câteva din topicurile, cel puțin, spun eu, interesante, pe care, de pildă, o să le abordăm în materialul de astăzi cu un invitat mai mult decât special, consacrat în piața cripto din România, totodată un prieten deosebit. Mihai, bine te-am găsit, mă bucur că ești aici alături de mine, salutăm comunitatea! Salutări, Robert, salutări comunității tale, salutări tuturor, mulțumesc de invitație cu mare drag. Îți mulțumesc că ți-ai răpit din timpul tău prețios ca să consumi acest material. Nu uita să apeși un like chiar acum, îți ia câteva secunde, ajută această comunitate și dacă ești nou, te așteptăm să te abonezi. Ce se întâmplă în momentul acesta în piață? Proces SEC cu Coinbase, cu Binance. În ultimele două săptămâni am avut un amalgam de evenimente. La ce să ne așteptăm noi, comercianții, da, poate traderii, dar și oamenii simpli care vor să-i tracționeze cu spațiul ăsta sau, de pildă, să facă bani? Cum vezi tu perspectiva macro acum, dar și micro? Bun, am să fac o paralelă cu ce se întâmpla în economia românească după anii 90, cred că început de anii 2000. Nu știu dacă ai fost în București în perioada aia, știi că ea peste tot era plin de buticuri. Peste tot. Pe toate străzile buticuri. A venit Traian Băsescu într-o zi și a zis, ia gata, pa, la revedere, una și la gara, vin alții. Ți-au venit Carrefour, Marfur, Kaufland, toți ăștia, înțelegi? E, așa cum și în state. Erau Binance, nu știu ce, tot felul de jucători care au deschis piața, da? Și au venit ăștia și au zis, bă, gata, de acum facem noi, instituțional, facem MTF-uri, vine Schwab, vine Fidelity, vine Citadel, vin jucătorii noștri care știu să joace cu banii, nu mai e de glumă, înțelegi? Faptul că au dat în Binance și niște instituții de-astea mai mici la început, a fost și o strategie benefică pentru că au dus piața în jos. Pentru ei era perfect să o ducă mult mai jos, pentru că nu contează, ei au bani limitați, nu contează cât de jos ar fi dus piața. Gândește-te că ăștia care tipăresc JP Morgan și nu știu ce, ei nu dorm noaptea stresat, băi, e Bitcoin 18.000. Nu contează. Pentru ei nu acolo e joacă. Vrem să printăm, printăm. Da. Ei trebuie să ducă Bitcoin-ul mult mai sus ca să devină instrument financiar adoptabil în întreaga lume. Și presa a preluat euforic toate treburile astea, doar că nu micii jucători, nu eu, tu, traderii români sau nu știu din ce țară au dus Bitcoin-ul 14%. Nu, au început să vină instituțiile. Vine USDT-ul, care, guess what, la o fie în BVI, dar nu e de capul lui. Înțelegi că nu e de capul. Am văzut un nou concurent că a apărut în piață, că spuneai de un stablecoin, și anume TUSD. Și am văzut că Binance-ul deja îl favorizează, că începând de pe 30 iunie, perechile de tranzionare cu stablecoin-ul ăsta TUSD o să aibă zero comisioane. Foarte interesant. Îți dai seama, piața stablecoin-ului și azi am publicat, britanicii legalizează stablecoin-urile, cam toată lumea le legalizează și vor fi instrumente cu adopție masivă din punctul meu de vedere. Uh-huh. Adică asta este digitalizarea. CBDC-urile, ok, și ăsta este un topic, dar probabil el va fi băgat în priză în anumite circunstanțe și în anumite economii. El este pliabil gen pentru China, pentru că au un anumit tip de guvernare și de stat acolo și de societate, dar în America modelul chinezesc nu se pupă. Și atunci, această euforie, din punctul meu de vedere, eu privesc cu ochii mari, pentru că ți-am zis, eu văd asta începutul bull marketului instituțional. Wow! Deodată, ce perspectivă tare, că de asta am și început. Bull market instituțional. Cred că niciodată de când există BTC-ul și piața asta nu am avut o abordare și o perspectivă de genul ăsta. Nici nu știu dacă s-a vorbit până acum la noi în națiune despre chestia asta. Dar mi se pare foarte interesant. Bull market instituțional. Pentru prima dată, mari jucători, cei care fac cărțile, cei care ne dictează unde merge, la dreapta sau la stânga, intră în piața asta. Deci până la urmă piața asta îi oarecum relevantă, pentru că oricum îi cumva tot a lor, da? Deci o fac ei să fie relevantă. Ideea este, dacă ar fi să compari acum, să zic, la scară mare, să zici, bă, avem opțiunea aur, care trebuie, e costisitor să-l stochezi, e costisitor să-l plimbi de stânga în dreapta,
tot cu niște titluri digitale îl reprezinți, pentru că aurul în cantități masive nu se mai plimbă de mult, da? Și atunci vii cu o variantă digitală care îți servește de minune. Cine a creat Bitcoin-ul? Păi niște băieți de bine. Super, înțelegi? Adică mâine dacă ne ducem la BlackRock și zicem, bă, uite, am făcut și noi un Bitcoin 2, merge mai repede ca al vostru, înțelegi? Și am făcut mai mulți să fie. Crezi că ei o să zică, da, e tare, hai pe loc. Nu. Și atunci, el, prin adopția asta de către instituțiile mari, da? Că până acum au fost știri, Deutsche Bank, nu știu cine, nu știu cum, dar aia nu sunt semnificative. Adică dacă te uiți pe harta economică a lumii, zici Statele Unite, zici China și zici BlackRock și Vanguard. Și după aia restul. Înțelegi? În clipa în care ăștia au zis, gata domne, luăm, păi îl iau. Tu gândește-te că BlackRock are în acte 7% în JP Morgan. JP Morgan-ul, dacă te gândești... Și am văzut că au cumpărat acum și în MicroStrategy destul de mult. Păi îți dai seama, ei trebuie să aibă expunere așa în tot ce înseamnă Bitcoin. Yep. Dar BlackRock-ul nu este un fond care merge doar către cripto. Ei sunt în tot și în toate. Adică ei dețin așa-i. Tot. Așa-i. Tot. Adică nu există gen ceva... Nu știu, dacă te întreb ce ai avut la micul dejun, probabil ai trei componente care sunt de la BlackRock. Corect. Înțelegi? Corect. Îți peste tot, în toate circuitele economice, pe înțelesul tuturor, în toate sectoarele, ăsta e cuvântul potrivit, economice îs. Pentru că acolo unde există interes, unde există flux, unde există probabilitate pe termen lung de a se produce și mai mult capital, acolo și ei. Pentru că, exact cum discutam cu tine, 10 trilioane cumva sunt așa, să fie în date, pe hârtie, but off the records, e mult mai mult. Îți dai seama că n-a făcut nimeni contabilitate pe blockchain, pe dolari, da? Au printat ce au vrut ei când au vrut ei. Așa e. Doi, eu cred că Bitcoin-ul va fi în felul ăsta declarat oficial și adoptat ca un store of value, cum e aurul, dar în niciun caz nu va fi gândit ca un mecanism de payments, pentru că el nu a fost gândit pentru asta. El va fi gândit gen, ok, vrei să-ți iei un Picasso, e dat la 3 Bitcoin, ți-a dat Picasso-ul. Dar e un schimb de valori. Există alte aplicații construite pe blockchain, alte criptovalute care să servească pentru payments și așa mai departe. Acum, ori vor merge cu USDT-ul, USDC-ul și stablecoin-urile astea, ori o să apară un mega stablecoin asumat de vreo instituție. Da? Pentru că dacă stai să te gândești acum, dacă ai începe să sapi, să vezi, bă, dar cine sunt băieții ăia de la USDT în British Virgin Island? Ai să vezi că ei, ca persoane, nu îți dau acea credibilitate și gen să zici, bă, da, mă, sunt în Rockefeller sau sunt în nu știu care familie. Nu, nu sunt de acolo, înțelegi? Dar sunt niște băieți care au făcut o jucărie, cum a fost Sam Bankman. Uh-huh. Au făcut FTX-ul, FTX-ul a fost un aspirator, au luat banii la papagali, l-au lăsat pe ăla acum să răspundă, înțelegi? Așa e. Dar acum, gata, dacă vor să o joace pe treaba asta, pentru că știi cum e, dacă te uiți pe harta macro la dolar, da? Dolarul ca și masă monetară globală de trust e în cădere liberă, adică undeva sub 60%, expunere. Așa e. Iar ei nu mai pot să stea acum, pentru că dacă dolarul tot scade, da? Le trebuie alte mecanisme. Uh-huh. Dar de ce crezi că dolarul pe termen lung nu a fost suficient de sustenabil? Nu a avut un mecanism suficient de bun în spate sau pur și simplu... Nu, au plicat jucăria acum că au plintat excesiv. 35% de masa monetară a fost plintată în pandemie. Uh-huh. Deci, din toți dolarii ever existenți... Că tot ei au făcut cărțile și la dolar. Că de asta pun întrebarea. Tot ei au făcut cărțile și la dolar, dar acum dolarul, cărțile făcute de ei nu mai e sustenabile. Probabil nu mai e suitable, nu se mai potrivește... epocii informaționale. Ascultă, ideea este, dacă te uiți în pandemie, da, a fost contextul ideal să poți să faci ce vrei tu sub egida bunăstării și a nu periclita nații și oameni, da? Nu a ieșit nimeni în stradă că au printat ăștia atât, iar banii aia printați s-au dus în absorpție de aseturi, bunuri, industrii, companii, ce vrei tu.
le-au și demolat, înțelegi că știi că au fost turbulențe și în 2020 și în 2021, da, până la bull market, piețele erau instabile, multe falimente, multe nu știu ce. Așa. Oamenii au cumpărat cu dolari enorm. De asta BlackRock-ul și au apărut niște monștri de ăștia de multe trilioane, înțelegi? Pentru că asta cu trilioanele nu e o chestie care se întâmplă acum 50 de ani. Pe acum, pe câțiva ani, înțelegi? Au apărut niște coloși de ăștia care dețin tot. Pentru că dacă te uiți gen BlackRock, Vanguard-ul și încă 20 de companii americane, sunt cam cât economia globală. Așa e. Și acum am văzut că după goloșii ăștia, BlackRock, după ce au aplicat pentru Bitcoin ETF, au venit Citadel-ul, mai departe Fidelity-ul, Charles Schwab, și am văzut acum că sunt și câțiva jucători din ăștia mai mici. Și când spun mici, mă refer care au 84 de miliarde de dolari, că nu-s mici. Wisdom Tree sau Invesco, care vor lansa și ei BTC Spot ETF. Păi îți dai seama că practic până aceste ETF-uri tu poți să scalezi, gen nu depinzi doar de bitcoinii care sunt în circulație. Dar hai să le spunem oamenilor, Daniel, pe înțelesul tuturor, iartă-mă că te-am întrerupt. Și foarte bune punctele până în punctul ăsta. Cum să asimileze oamenii ETF-urile astea? Bă, eu nu știu ce înseamnă ETF. Hai să vedem cum le asimilez. De ce ăștia vor un bitcoin ETF? Pentru că este un instrument financiar folosit de mult la burse, dar este o formă de tranzacționare pe bursă, nu a bunului în sine. Adică nu te duci cu un pahar sau cu o ciubotă, da? Te duci cu un titlu digital. Dar cum sunt acțiunile? Sunt tot felul de produse derivate. Da? Corect, corect. Deci el este un fond care se fracționează în bucăți care sunt tranzacționabile. Mm-hmm. Exact, ca niște acțiuni care sunt accesibile oricui. Da. Bine, sunt accesibile investitorilor acreditați pe piața bursieră. Da, corect, corect. Acum oricine poate lua printr-un terț broker. Nu corect. Toată lumea poate să ducă la bursa de la Chicago sau la New York Stock Exchange sau la Singapore să tranzacționeze în nume propriu. Nu e chiar ca la piață. Da, nu e chiar ca la piață, dar prin broker, gen eToro sau tot felul de așa, e accesibil. Plus că acolo, alea sunt, na, sunt alți jucători, vin și ăștia care sunt mult mai conservatori, sunt țări, adică gândește-te că sunt guverne ale lumii care au asset-uri în posesie, sunt bănci naționale care tranzacționează acolo. Știi, adică deschid ușa unui tip de investitori care până acum nu prea avea pârghii legale, știi, bă, ei Bitcoin cum îl băgăm în contabilitate, dar cum îl justificăm, dar... Acum agent te-ai dus la bursă, e totul legal, gata, s-a terminat joacă. Oare ce părere au oamenii care credeau despre activul ăsta că îi servit ca o schemă piramidală? Sau pur și simplu, mai bine zis, poate nici nu putem să-i blamăm sau să-i condamnăm într-un fel, pentru că orice creierul nostru e biologic și orice tranziție de genul ăsta a fost greu suportată de omenire. Ne-a fost greu să acceptăm tranzitarea de la lumânare la bec. Deci până la urmă nici nu putem să spunem sau să-ți arătăm cu degetul, tu, bă, ha, 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 tu în 2014 când râdeai de Bitcoin, acum ce mai spui? Așa, țin minte că eram copil și am mers cu tata la bancă și apăruse cardurile și el a spus că nu vrea să depună banii la aparat și am stat la coadă o oră, eram după școală, obosit, să stau, că lui e frică că poate dispar banii și o trebuie să se ducă să îi pună la bancă, da. Efectiv, fizic mă refer, la caseria. Ideea este că această tranziție pe care Bitcoin o face acum prin instituționalizarea asta nu va fi simțită niciun fel de oameni normali. Cei care vor vrea să cumpere Bitcoin o vor putea face în continuare. Doar că el va deveni foarte puțin accesibil. Adică în momentul în care ăștia duc la 250.000, s-a cam terminat cu accesul maselor la Bitcoin. Deci este de acumulat Bitcoin, acum cât se poate. Normal. Corect. Și... Nu, da, gen, acum cum să zic eu, bă, nu știu, ai auzit în România, îți dau un exemplu, că vine BlackRock-ul și cumpără toată făina de pe piață. Te întreb, ar fi de acumulat sau nu ar fi de acumulat? Adică ea fac chestiile de tâmpiți.
Plus că aspiratoarele sunt pornite de mult. Se aspiră din piață tot Bitcoin-ul și este lăsat la limita, cum să zic eu, subsistenței. Pentru că noi avem acum, trebuie pe market cap, sunt 500, 600, 700 de exchange-uri. Din care nu știu dacă au cu toții 200.000 de Bitcoin de împărțit. Mă refer la ăștia care sunt sub top 20. Mm-hmm. Deci, practic, știi cum e, au în casă 10 Bitcoin, dar când tranzacționează oamenii, mută la 100 de oameni. Vezi? Deci aici o să fie un pericol, pentru că a fost problema asta cu a dovedi câtă lichiditate ai și au început toți să arate, mai împrumută de la vecini. Asta e o problemă reală. Nu toată lumea care zice că au pe exchange Bitcoin chiar au. Așa e. Deci de pe acum întâmpinăm problema lichidității. Deci eu zic așa, mâine gen, dacă vrei să faci un examen la mișto să vezi, să încerci să vorbești cu Kraken, cu Binance-ul, cu toți ăștia instituționali, să zici, uite, reprezint un client, are 5 miliarde de dolari, vrea să ia Bitcoin de toți banii. Îți urez succes, că nu prea o să ai de o să iei. Și după aia o să mergi pe mecanism și pe logica populară și o să zică, păi cum, dacă ai 5 miliarde, de ce? O să crească prețul, o să fac, o să dragă, bă, nu sunt. Na, asta e un detaliu pe care majoritatea nu îl știu și la care nu se gândesc. Deci asta ce înseamnă? Că BTC-ul subtil de sunasul nostru s-a tot sustras. Pe măsură ce ăștia ne-au spus și ei, pentru că de pildă, știi cum vorbeam cu tine înainte să dăm drumul la acest material, cumva că BlackRock-ul s-a dezis prin 2017 de BTC, dar de fapt, pe măsură ce s-a dezis, cum ar veni, uite-te încolo, că acum îți bag mâna în buzunar. Ceva de genul ăsta. Ascultă-mă, Gem, dacă te-ai uitat pe blockchain și ai vedea traficul real de Bitcoin, el este foarte mic și foarte, o frecvență destul de rară, da? Uh-huh. Dacă te uiți pe CoinMarketCap, gen la Binance, la Coinbase și vezi că, zic, că avem 5 miliarde în Bitcoin sau nu știu ce, dar după aceea te uiți pe adresele de cold wallet, îi vezi acolo, ea nu se mișcă. Așa e. Foarte interesantă perspectiva. Bun, la ce te aștepți tu? La ce să ne așteptăm? O să vrem să mergem puțin și pe grafice pentru audiența noastră, pentru că sigur își doresc lucrul ăsta. O să am și eu o perspectivă interesantă vis-a-vis de cum văd eu lucrurile acum pe BTC și vis-a-vis de spațiu cripto, inclusiv poate ETH și altcoin-urile, de ce nu, și tu, Daniel. Dar la ce se aștepte oamenii de la creșterile astea? Plus 14%, cum am spus la început, în 2-3 zile, anunțuri peste anunțuri, o zis și Jerome Paul că ei văd stablecoin-urile ca pe o formă de bani, ori veni Charles Schwab, o veni BlackRock, o dat drumul și la alte companii, precum Valkyrie, care și ăștia au vreo câteva zeci de miliarde, deci o dat drumul la să intre și instituționalii, cumva. Și am văzut creșterile astea. Unde ne oprim? Rezistăm peste suportul ăsta important și psihologic totodată de la 30.000? Bitcoin-ul, din punctul meu de vedere, s-ar putea să facă un sincron cu ce se întâmplă pe stock market, care sunt în mega bull market. Okay. Deci cumva s-or cupla înapoi, că s-or decuplat din martie, de când am avut problema cu băncile. S-or decuplat, da. Și BTC pentru o perioadă scurtă s-or cupla cu gold-ul. Dar acum iară s-o decuplat de la gold și cred că se cuplează ușor-ușor la SPX. Da, asta e părerea mea. Ei o să-l ducă unde vor să-l ducă. Asta e că nu știi niciodată care e planul lor real. Dacă eu aș gândi doar din perspectiva marilor jucători, da? Oamenii cumpără pe știri pozitive, da? Și vând pe știri negative. Mecanismul ăsta e făcut deja în cripto. Cine a prins măcar un bull market a înțeles. Bă, n-a căzut niciodată piața asta din senin tot timpul. A fost FTX, Voyager, Luna, Dragi, Slagi, Cozonaș, ceva s-a întâmplat. Da? Iar
De foarte multe ori, căderile și creșterile sunt mega ajutate. Adică nu sunt retail-ul, nu sunt oamenii obișnuiți, vin niște bani care sunt pompați. Ha, toate aici, 200 de miliarde, 300, duceți prețul unde trebuie, că ne recuperăm pe traseu, știi? Și după care oamenii ăștia, ți-am zis și înainte de interviu, ei n-au o problemă dacă Bitcoin-ul e 15.000 sau 20.000 sau 23.000. Ei au bani să trăiască, au bani să facă tot ce vor, da? Dar de fiecare dată, prin mișcările astea de piață, îi adună și mai mult capital, și mai mult Bitcoin, și mai mult profit. Înțelegi? Așa e. Sunt ei contra pieței. Dar în viitor apropiat, oarecum există, că vine și halvingul BTC-ului în 2024, deci există perspectiva asta că s-ar putea să mergem, că, oh, bun, clar, direcția long term e only up, doar deci în sus. Eu, nu știm cu certitudine. Anul ăsta mă gândeam așa, la început, până să vină partea asta, avalanșa asta instituțională, mă gândeam că Bitcoin-ul va ajunge cel puțin o dată la 50.000 anul ăsta. Acum, cu intrarea jucătorilor ăstora, eu cred că s-ar putea să-l vedem la 100.000 anul ăsta. E o părere, e un feeling, nu e o certitudine, adică nu... Deci de specificat, nu vrem să luați lucrurile ca certitudine, ca sfaturi financiare. Eu cu Daniel am aici o discuție liberă, ca un mic podcast. Încercăm până să ne... 2021, în mai, iunie, când începuse să cadă piața, toți urlau, domne, bear market, bear market. Și eu am ieșit public și am zis, eram bine, aveam și canal mic și alta, am zis, bă, nu e bear market. Nu e bear market. Și n-a fost. Acum, în decembrie, când era piața jos de tot, bă, era final, adică era vizibil. Suntem într-o zonă în care vânzătorii și disperații nu mai vreau să vândă. Adică degeaba țineau ăștia piața la 16.000, că o țineau degeaba, n-avea cine să vândă. Acum, și cum e, când generezi o criză economică, crizele astea economice, nu te gândi că oamenii ăștia care conduc lumea nu știu ce înseamnă. Înseamnă mega oportunități, gen... De ce să cumpăr Rafa Onești cu 100 de milioane când îi dau o gaură și îl cumpăr cu 2 milioane? Că e criză, nu? Corect. Da, deci crizele sunt mecanisme economice gândite pentru a genera oportunități. Și nu sunt oportunități pentru noi, oamenii care mergem la liceu, facultate și ne învață aia. Tu trebuie la servici, tu trebuie la servici. Deci, nu, alea sunt pentru... Corect. Cei și, care... Și de fapt și eu... Oamenii, tot ăștia care du-te la servici, du-te la servici, cum mi-ai ridicat-o la fileu, sunt mai afectați. Pentru că cel puțin și noi, care suntem mai mici și înțelegem micro-macroeconomie, circuitul banilor în economie, știm că crizele de natura asta pot să fie sau sunt servite ca oportunități. Și imediat, eu când văd o scădere, deja creierul meu o ieșit de sub conservatorismul ăla, că uai, recesiune, creierul meu, uai, ce oportunitate! Nu, dar uite, poți să le zici oamenilor, uită-te la Bitcoin și vezi ăia care cumpără masiv când cumpără jos, vezi unde vând. Ca să înțelegi și rațiuni, gen, multă lume nu... Gândește-te că sunt zeci de adrese mari de Bitcoin care în timp de bull market nu au vândut. Nu îi interesa, îi țin Bitcoin pentru că e și un risc. Acum tu să ai, să zic, un portofel de 10.000 de Bitcoin, să le dai drumul în economie, nu știi cât de ușor îi recuperezi și cât te costă. Așa e. Pentru că, uite, am văzut, m-am învârtit până lumea asta, cripto, am fost Singapore, am fost Malezia, am fost în Dubai, am fost în multe locuri. Am avut pe canal oameni, gen numărul 2 de la Binance pe Europa, numărul 1 de la Bybit. Vorbesc cu oameni. Sumele astea colosale, Bitcoin, miliarde, zeci de miliarde, nu sunt pentru toată lumea și tranzacțiile astea nu se întâmplă extrem de frecvent, înțelegi? Adică sunt într-un fel, a, gambling-ul și cazinoul ăsta pe futures și pe nu știu ce, astea sunt pentru masă. Acolo se vinde iluzia că te vei îmbogăți și că nu știu ce. Nu zic, se pot face bani, dar oamenii nu vor. În clipa în care fac 3 lei, vor 30. Când fac 30, vor 3.000, înțelegi? Piețele, cel puțin în piața cripto, e foarte ușor să-ți câștigi existența dacă știi ce faci. Exact. Și pentru asta, pentru asta facem apel și la educație. Și, bun, înainte să mergem pe grafice, pe scurt, ce le recomanda unor oameni care nu vor prea interacționa cu lumea asta și vor să interacționeze super pe scurt? Două, trei idei de bază. Bă, sunt la început, n-am interacționat cu lumea asta, dar uite, vreau ușor, ușor
să sap, să văd despre ce e vorba. Pentru oamenii care vor să facă bani macro, să zic, uite, ai bani acum, e criză, tu vrei să-ți iei o mașină, mai bine ți iei Bitcoin, da? Și filozofia e una extrem de simplă, sunt două chestii. Cumperi în bear market și vinzi în bull market. Nu există ecuație, adică e mega simplu. La fel și Ethereum, care astea două super accesibile, da. Și la reducere. Da, adică eu știu când era Bitcoin-ul 500, 400, 600 de dolari în 2016, zicea la prietenii mei, bă, nu-ți lua garsoniera aia, ia-mă Bitcoin, nu-ți lua aia. Fratele meu a vândut în iunie 2017 o firmă, avea flot auto, înțelegi, mașina de transport, și am zis, bă, tati, ia Ethereum, era 60 de dolari, da? Nu că n-am încredere în astea. La 7 luni distanță era 1400 Ethereum. Wow! Wow. Adică atunci când vin oportunitățile la tine și îți bai la poartă și ai pe unul care mai și știe pe planeta asta cât e ceasul, nu vrei să o faci? Na, uită-te la ceasul tău, dacă crezi că am eu stricat. Așa. Adică asta cu cripto e simplu. Asta gen daily trading, scalping, pe frecvențe reduse, asta nu e pentru toată lumea. Așa e. Așa e. Ai punctat foarte bine. Aici îți trebuie, în primul rând, un bagaj emoțional foarte bine pus la punct și o practică. E vorba de practică. Uite, de exemplu, ca să creăm un context, atât eu cât și Daniel, de exemplu, dacă intrați pe mihaidaniel.ro, o să găsiți, are cursul de cripto. La fel și pe grecul-capital.com aveți cursul de cripto. Puteți să alegeți care vreți. Eu cred că, mai ales al Daniel, poate e mai compact. Nu, ascultă-mă, deci fii atent. Acum, oricum, cu bear market-ul în piața românească s-a creat așa un fel de mini-repulsie față de cursuri. Da? Da. Deci educația a ajuns să fie percepută negativ de unii. Da? Da. Dar vezi ce ciudat mi se pare? Pentru că eu câți bani am investit în mine ca să mă educ și ca să creez o structură, cum e și școala mea și cum e și cursurile, cărți. Adică am investit extrem de mult și ni s-a atât de reticenți. Adică să nu investesc bani în educația mea? Adică ce face cursul meu, în loc să stai tu 3 luni de zile, 4 luni de zile, să pui cap la cap niște Bravo. Lucruri, exact. El ți le sintetizează, ți le explică în limba română, ți arată lucruri care există. Da? Deci, acum poate să vină oricine, n-are cum să-mi combată cursul pentru că el are logic. Corect, bravo. Asta e ideea. Și plus că oamenii vor să, de exemplu, se uită la tine sau se uită la mine și ne percep ca autoritate. Și poate, băi, eu vreau efectiv ca Daniel Mihai, că respect, că îmi place de el, îl consum, vreau efectiv să-l plătesc, pentru că știu că îmi explică pe înțelesul meu, că de-aia îl urmăresc în fiecare dimineață. Sau pe Robert, sau pe Cutărescu. Deci în loc să blamăm, mai bine conștientizăm. Anulăm blamarea, apelăm la conștientizare. Și ne pompăm informații. Ok, nu vrei să-l cumperi? Stai liniștit că nu ne îmbogățim de aici. Mergi pe internet, nu? Și consumă 3 luni de zile ca să ajungi la aceleași concluzii pe care noi să le servim în câteva ore. Știi, e o chestie gen de la programatori. Lumea se întreabă de ce costă o grămadă bani ceva ce vine unul și face în 5 minute, da? După care ăla zice, da, eu am 20 de ani de experiență. Și acum, gata, nu mai există mutări. Nu mai... E gata. Așa. Eu am încercat să fac acolo un ABCD. Da, în care să introduc oamenii care sunt în prima fază sau la un contact mediu cu piața cripto să vadă cu ce se mănâncă. Dar, îți dai seama, asta este o piață volatilă în care sunt o grămadă de șacali care vor să facă bani. În contextul în care eu zic clar, cred că toată lumea zice, bă, antrenează-te. Tu dacă ai 1000 de euro și ai intrat într-o poziție acum, s-a terminat, te uiți la ecran. Dar dacă tu faci 100 de trade-uri azi cu bani fictivi, tu capeți experiență. Corect. 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 Iar oamenii nu vor chestia asta. Oamenii preferă să se ducă 12 ore la muncă decât să aloce o oră pe zi în care să învețe ceva. Eu acum te întreb pe tine. Cât timp dedici tu în fiecare zi ca să înveți ceva nou? Foarte mult timp. Adică nici măcar nu pot să... Nici nu știu, acum nici nu vreau să sune pompos, nu, că atât eu cât și tu suntem oameni simpli, noi ne și cunoaștem, noi am și la mese, stăm de vorbă. Adică eu nici nu pot să îmi imaginez o zi din viața mea, fără ca de pildă să îmi injectez în mintea mea, pentru restul tuturor, informație. Când vine vorba de o carte, eu și când stau și, de exemplu, mai mănânc, când mai beau o gură de apă, mai citesc ceva.
Adică nu poți să percepi ideea de a nu mă educa. Ba mai mult, dacă îmi place ceva și îl văd că mi-ar servi în dreptul vieții mele, mă întreb, pentru că întrebările bune duc la răspunsuri. Îi lucru acesta suficient de interesant ca să schimbe dinamica vieții mele? I think so, cred că da. Ok, I will buy it. Adică o să-l și cumpăr, o să și dau bani ca să-mi scutez din timpul meu. Pentru că timpul, în esență, înseamnă bani. De timpul ăla eu fac mai mulți bani. Și atunci, nu știu, non-stop. Deci, la fel, cred că se întâmplă și în cazul tău. Adică, noi și când vorbim, ne educăm unul pe altul. Corect. Ideea este că, pentru mine, fuga după informații, o chestie care o fac din plăcere și e dorința mea de a fi informat, corect, de a afla. Eu pot să zic că mă uit în fiecare an, fac o retrospectivă gen în ianuarie și mă uit în urmă și zic, bă, dacă știa, aș fi știut ce știu acum, acum un an. Wow. Acum un an. Îți dai seama? Acum un an. Deci nu-mi vine să cred cât de mare ar fi fost diferența. Deci de la an la an, eu vorbesc gen 10 ani, 20 de ani, bă, într-un an. Deci știu mult mai multe lucruri decât știam acum un an. Dar dacă aș fi intrat în zona aia de confort, bă, am aia, sunt ok, am papa, se aprinde lumina, curge apa, înțelegi? Mulți oameni rămân în zona de confort, da? Sau aleargă după iluzii, așa, sau aleargă după vise care nu le aparțin, da? Da. Dar vorbesc și cu oameni care sunt realizați. În viața asta, din punctul meu de vedere, să fii realizat este să te poți trezi dimineața și să faci ce vrei tu. Corect. Aia e realizarea. Așa e, așa e. Frumos. Iar eu, de exemplu, ca și tine, ca și alții, aleg ca atunci când am un timp mort, de exemplu, eu când conduc, eu îmi pun podcast-uri și stau și ascult. Same. Yep. Înțelegi? Adică nu să-mi pun muzică sau să mă uit la nu știu ce discuții, certuri sau de-asta, eu îmi pun lucrurile care mă interesează pe mine și vreau să le învăț. Altă chestie care vreau să o transmit oamenilor, pentru că piața asta este extrem de emoțională și e una când ești în bull market, alta e când ești în bear market, da? Hate-ul ăsta care îl văd online, da? Este total nefolositor. Nu ajută pe nimeni cu nimic, nici măcar pe aia care își varsă frustrarea, nu vor schimba cu nimic în bine planeta asta pe așa care trăiești. Și atenție, nici polemicile neterminate, că am văzut și partidele astea între mulți influenceri, că ăla are dreptate că e bear market, că ăla are dreptate că e bull market, știi? Atâta polemică, atâta... Spune ceva omului care să-l zidească. Dă-i perspectivă, dă-i putere. Bă, când mă trezesc dimineața și citesc un tweet, de exemplu, de-a tău, nu mă uit cum tu blamezi pe X sau pe Y. La fel, lucrul ăsta transpun și eu la mine pe Twitter și pe Instagram. Nu mă pun spun, bă, ce nemernic a fost ăla, că uite ce o zis el atunci, ha-ha, și nici nu mă interesează, nu-mi umplu capul. Am înțeles că timpul e foarte valoros. Și, ba mai mult, atunci când pot să-l slujesc pe aproapele meu, să-i transmit o informație faină, să-l zidească, adică dacă mă citești, sau dacă cineva te citește, bă, citesc pe ăsta pentru că mă zidește. Suntem sătui de bombardamente și de polemici. Vrem oameni care să ne zidească, vrem lideri. Liderul, în primul rând, e întâi un slujitor într-o societate, asta am învățat. Corect. Din păcate, în societatea globală, sunt lucruri care lipsesc, gen educația financiară. Educația asta de dezvoltare personală, sunt foarte mulți oameni care educația vorbesc emoțională, relațională. Așa. Da? Uite, gen, gândește-te la cei care investesc și pierd bani în cripto. Nu stă nimeni să facă terapie cu ei, să le explice, bă, fii atent că planul tău e total diferit acum față de ce gândeai tu acum 10 minute când ai investit. Da? Lucrurile se pot schimba, pot avea altă dinamică. Bă, mereu încerc să le zic la oameni, mă întreabă, Daniel, dar care e planul tău financiar? Cum faci? Și le zic, bă, am trei categorii. Banii care consum acum, azi, o apă, nu știu ce, o măslină, cumpăr ceva, aceste microfonduri. Plus, am după aia banii care îmi trebuie pe lună, salarii, lumină, facturi, stânga, dreapta, da? Și ai averea personală, lucrurile care țin de macro, de termen lung. Înțelegi? Sunt trei chestii diferite. Iar eu aici, de exemplu, pe ceea ce ține de familie și de termen lung, nu pot să investesc ca la scalping. N-am de ce. Pentru că acolo am tot timpul de lume și dacă te uiți așa când faci zoom out, păi vezi, bă, acolo sunt toți banii. Gândește-te ăștia care au cumpărat Bitcoin la 15.000, la 20.000, la 21.000, când o să fie 250.000. Diferența aia că e la 21, că e la 25, nu se vede. Deloc, deloc. Asta are o perspectivă pe care oamenii
nu înțeleg și am mai ridicat-o la fileu. Adică, inclusiv în școală la noi, le explic la oamenii webinarii. Nu contează dacă cumperi acum la 25, 23, 27, când o să fie 200 de mii, nici măcar că l-ai cumpărat la 35 nu o să conteze. Acolo o să simți tu puterea activului pe care l-ai cumpărat. Când o să vezi zeci de mii, sute profit, acolo o să fie impactul și o să te bucuri de decizia ta. Bun, dacă vrei să tranzionezi zilnic, cum ai spus și tu, asta e altă poveste. Îți trebuie o anumită pregătire. Exact ca în armată. Uite cum am avut exemplul ăsta. Bă, vreau să mă înrolez în armată. Următoarea întrebare e unde vreau să mă înrolez? Pentru că e nevoie să învăț lucruri diferite. Dacă vreau să fiu, de exemplu, pe linia de front, da, să dictez lucrurile, trebuie să am o anumită pregătire emoțională și fizică. Dacă vreau să învăț partea medicală, să am grijă de camarazii mei și mai departe, trebuie să am o pregătire. Okay. În timp, dacă e suficient de bun la una, să o înțelegi super bine, poți trece și la alta. Dar nu trece, nu sări din lac în baltă, sau nu sări din baltă în lac, dacă nu știi prima dată să noți în baltă. Deci, foarte adevărat, eu mă uit, uite, mă întâlnesc cu oameni care sunt de două cicluri în piață. Nu sunt la primul ciclu, dar și mereu când te întâlnești, oamenii zic ce, deci ce face piața. Dacă te uiți pe indicatorii macro, bă, chiar vezi ce face piața, adică nu trebuie să fii gen, înțelegi? Adică vezi când ești în uptrend, vezi când ești în downtrend. Când ești într-una din direcții, face ce zice direcția. E simplu. Așa e. Asta oamenii, tu gândește, deci nu sunt în stare să identifice trendul macro. Imaginează-ți când te duci pe 5 minute sau pe 15 minute. Deci tu nu știi cât e cea, e ca și cum tu acum nu știi că e vară. Corect. Înțelegi? Bă, frate, e vară. E vară, e cald. Pantalon scurs, tricou. E, tu atunci când te duci în zona aia de 5 minute, 15 minute și dai și cu leverage, welcome! Tu din ce crezi că fac exchange-urile bani și market makerii? Așa e. Asta era iar o întrebare interesantă, că mă întrebau și cunoștințe și studenții de la mine din școală, dar din ce fac exchange-urile bani? Că sunt și mulți trader profitabili. Greșit! Sunt foarte puțin trader profitabili. Sunt foarte puțin trader profitabili și 85-90% sunt începători care dau cu 50x leverage, nu înțeleg oricum nici cum funcționează leverage, nu înțeleg nimic de micro-macroeconomie, ori auzi pe nu știu cineva, nu știu ce tun. Deci cei mai mulți bani, dacă mă întreb pe mine, pe futures, îi fac de stop loss-uri. Corect. Deci exchange-urile și nici măcar nu-ți imagina că au băieți care stau să uită. Sunt automatizări, sunt boți care îți execută ție stop loss-uri. Corect. Corect. Acolo sunt banii. În clipa în care tu ești 10x, tu deja ți-ai dat mult din portofoliul tău. Așa e. Ești vulnerabil. Și atunci, pe cât ești tu de vulnerabil? Deci dacă nu știi să tratezi vulnerabilitatea la care te-ai expus, să ai o analiză bună, să știi, bă, de ce intru unde intru? Am un plan de tranzacționare, am un jurnal. La finele lunii, câte tranzacții am luat? Păi nu știu că... A, ok, bun. Atunci... Da, uite, îți dau un exemplu, gen acum, piețele îți dau. Tu dacă ai 1000 de dolari și intri cu 10x, de exemplu, da? Este mult mai ușor să faci 10 dolari plus taxele lor, da? Și să țăcănești pe ăla să iei 10 dolari de câte ori vrei tu, decât să iei 200-300 de dolari. Infinit mai ușor. Așa e. Așa e. Nimic. Înțeleg? Da. Și uite așa, fără educație, fără perspectivă, ne afundăm și nici nu vrem să ne revenim. Deci, în primul rând, materialele de genul ăsta pe care noi le facem, sunt un apel la educație. Adică oamenii să le consume, bă, eu am o chestie, uite acum mă gândesc la ea. Puneți-vă întrebări, oameni dragi, cu privire la toate lucrurile din jurul vostru constant. De ce trebuie să învăț educație financiară? Care e faza cu banii ăștia? Cine îi face? Care e faza cu spațiul ăsta cripto? Există posibilități de îmbogățire peste noapte? Dacă există, cine s-a mai îmbogățit? De ce să fac lucrul ăsta? Și atunci ne vin răspunsurile. Consumând foarte mult, de pildă, inclusiv pe oameni pe care eu estimez, de exemplu, Dr. Peterson și așa mai departe, uitându-mă la interviurile doctorului Peterson, mă uit la foarte multe întrebări.
El adresează în permanență întrebări, inclusiv la vârsta lui. Cum ai spus și tu, nu mă pot opri din a învăța. E o plăcere să asimilez. Mai e o vorbă, ușor macabră, dar există. Când murim cu adevărat? Când ni-s 2 metri sub pământ? Sau când ne oprim din a învăța? Când ne oprim din a învăța. Yep. Când ne oprim din a învăța, ne scufundăm. Și nu e o senzație plăcută. Că oricum, din punctul meu de vedere, nu există stagnare. Când stagnezi, tu nu vezi ceva. Deci regresezi. Corect. Nu, da. În păcate, societatea este într-o stare așa letargic. De? Și e într-o stare de asta în care oamenii nu vor să lupte, nu vor să încerce, nu vor... Eu mă uit la oameni din jurul meu, da? Cărora le-am dat informații, le-am spus ce să învețe, cum să învețe, ce ajută. La fel. Dar și cum e? Trebuie să identifici ce vrei. Adică tu poți să citești, să vezi 7000 de podcasturi, dar alea s-ar putea să nu-ți servească la nimic. Tu trebuie să iei informația care ți-e utilă ție ca om, să te dezvolți. Exact. Și pentru asta apare din nou întrebarea. Sau întrebările la care am făcut apel. Ce vreau eu să fac? Cine sunt? De unde vin și încotro mă duc, nu? Marele filosof Petre Țuțea și marele gânditor care s-a stins la finele anilor 1991, cred că mai exact pe 3 decembrie, ne spunea să ne punem constant întrebările astea. Bă, cine sunt? De unde vin și încotro mă duc? Doamne, iartă-mă! La fel lucrurile astea, întrebările astea au aplicabilitate și când vine vorba de emoțiile noastre, când e vorba de gândurile noastre, de divizia profesională și așa mai departe, din dreptul vieții noastre. Adică, e easy să ne uităm puțin pe grafice. O secundă. Să vedem cum vezi tu lucrurile. Bun, hai să mergem pe Bitcoin. Asta e unul din setup-urile cu care ies eu în fiecare dimineață. Deja oamenii s-au cam obișnuit, dar am multe variante. Pentru că cu cât ai mai multă informație, cu atât e mai ok. Corect. La ce le-ai recomanda oamenilor să se uite în punctul ăsta, pe grafic? Ce ar trebui să înțeleagă un om când se uită acum la graficul ăsta? Păi, hai să opresc un pic indicatorii, să-l fac pe ăsta mare. În primul rând, asta este zona de bottom, zic eu. Aici. Uh-huh. Așa e. De acord. Asta este o zonă macro de rezistență aici. Așa e. Prea ne îndreptăm. Uh-huh. Vezi aici? Da. Bottom-ul de la perioada trecută. Colierele alea din ciclu ăsta. Da. Din vara lui 2021. Uh-huh. Suntem pe weekly. Am avut un început de an spectaculos care am putea să-l asemănăm cu ce s-a întâmplat în 2000. Stai să mă rup altceva. Pe Coinbase. Da? Să fac din nou zona asta. Fac din nou zona asta. Da? În 2019, vezi aici? Da. S-a întâmplat ceva cam similar cu ce se întâmplă acum în piață. De? Da. Partea asta cu partea asta. Uh-huh, da? Uh-huh, uh-huh. După care am avut un top aici, am avut un double top, de fapt, vezi asta două lumânări. Exact, se întâmplă aici. Tot un double top avem și acum. Da. Ideea este că e o diferență majoră față de ce era atunci în piață și ce este acum. Noi suntem, ți-am zis, la începutul acestui bull market instituțional, da? În momentul în care intră jucători mari. Iar jucătorii ăștia mari vor trebui să cumpere destul de mult și vor cumpăra. Dacă mă întrebi pe termen scurt, uite, ne uităm pe S&P sau pe... Toate astea zboară și dacă le punem indicatorii, toate sunt sus. Înțelegi? Uite, pe weekly. În clipa în care astea vor intra într-o oarecare corecție, mă aștept ca și piața cripto să fie impactată. Mai ales că vara nu este neapărat un prieten major cu piețele financiare. Corect. Dar acum, cum ziceam și fără indicatori, eu urmăresc în ultima perioadă foarte mult pe 3 zile. Da? Bitcoin. De ce te uiți pe 3 zile? Pentru că, nu știu, îmi dă niște semnale mai puternice decât weekly și mai frecvente. Mm-hmm. Și practic nu-i nici la fel de des ca pe daily și nu-i nici la fel de rar. E cumva un mijloc.
Da, dacă te uiți un pic, gen, uite, pe Stochastic RSI, din martie, da, mi-a dat exact cum piața a urcat, înțelegi? Dacă aș fi stat pe daily, făceai zigzagul. Păcând aici stai, eu acum, uite, Stochastic RSI, China, am rezistența asta puternică aici, care e 200 moving average-ul, da? Da. În clipa în care pe ăsta îl sparge, eu zic că avem cale liberă spre 34-35, adică fix zona asta de aici. Așa. Vezi? Da, da. Asta e zona de rezistență puternică, pentru că aici am consolidat o perioadă de câteva luni. Da. Pentru mine, când aici se încheie creșterea, da, în clipa în care începe să devină roșu pe 3 zile, e momentul în care încep să fac exit din poziții. Am înțeles. Fac exit și mă reașez să cumpăr structural mai jos pe cădere. Pentru că n-ai de unde să știi, gen acum ăștia care așteaptă Bitcoin la 10.000, cred că s-au plictisit. Ăia care l-așteaptă la 15.000, la fel. Acum am văzut că erau brigăzi mari toți pregătiți, domne, cumpăr 5, 10 la 20.000. Nu o să cumpărați, că nu-i momentul. Așa e. Și nu știu dacă mai îl prindeți, dar na. Da, și atunci, gen, când te joci în piața asta și te joci macro, trebuie să cumpere în anumite zone. Adică, de exemplu, dacă mă întreb pe mine, dacă Bitcoin-ul o să rupă aici, și eu zic că rupe, da, uite pe la lumânări, sunt beta, sunt grase frumoase, cât China, sunt bani în piață, e emoție frumoasă. Da? Și să zic că avem două variabile. Ne putem duce undeva la 38-40.000, da? Sau ne putem duce până într-un 35-36, depinde ce face și piața borsieră, da? După care ne putem poziționa în funcție de astea două, de 50 și de 20 moving average pe 3 zile. După cum vezi, ele au servit ca suport mega corect. Îl vezi? Da, da. Adică aici, gen, și cu Doge ăștia cumpărai cu ochii închiși. Da. Nu îți trebuia o facultate, rachete. Prea multă știință. Da, adică lucrurile uneori sunt îngrozitor de simple. Așa e. Dar ține de asumare că aici, gen, când tu vezi aia, zic, Coinbase, Securities, este Grenzler, toți aia, toți grinci, înțelege, aia este ca aia, ies în piață să sperie piața, nu ies doar să facă bine. Corect. Și atunci, dacă n-ai puțin experiență, n-ai puțin, cum se zice, miros fin, e greu. Da. Eu sunt foarte mulțumit în, să zic, ultimul an de rezultatele pe 3 zile, da? Când tranzacționezi să faci bani, pentru că aici, uite-te și tu, dacă cumpărai bottom-ul aici pe 50 moving average până aici, ai 21%. Impresionant, foarte rele și foarte bine, nu bine, foarte bine. 6 zile. Foarte da? Bine. Uite aici, dacă el a testat 20 și nu l-a rupt, da? Când a făcut următorul bounce, hai să zic că luai de pe 20, când ai ordin de buy, 46% în 36 de zile, adică nu știu. Într-o lună, e uriaș, foarte relevant. Și dacă să zici că nu prinzi bottom-ul și că nu-l prinzi niciodată sau și top-ul tot, da, te încadrezi într-un... Aici e atât de clar, da? Au venit astea roșii, dar sunt niște tipare, da? Uită-te și tu un pic. În clipa în care s-au înverzit, da? Hai să zic că nu e în ăsta, e în următorul, da? El nu s-a mai schimbat. Cum ați mers? Da, da. Și în clipa în care s-a terminat și interesul și volumul și ăsta, uite, îl vezi clar, ăsta a fost o rezistență. Pe de asta, mulți nu-și dau seama, aceste moving average sunt extrem de importante, mai ales macro. Uite, ți-l dau pe monthly acum, da? Hai să privim un pic pe monthly la Bitcoin. Și uite aici. O fostă rezistență, a stat 3 luni de 4 luni de zile. Deci a bubuit-o prima dată martie, da? Aprilie, mai, iunie, da? Deci s-au tot chinuit să spargă acest 20 moving average pe monthly, care, na, o lună, frate, că e... Iar în clipa de față, uite-te un pic, gen la ciclu trecut. În 2019 a ieșit din el, da? L-a testat, nu l-a mai rupt, da? După care a început bull market-ul, dar de când a ieșit din el, gen, noi suntem cam într-o fază similară de aici, până a început bull market-ul, prima rachetă, au fost 550 de zile. Da. Iar eu dacă mă întreb pe mine,
dacă acum ne îndepărtăm un pic de ăsta și trebuie, că el e la 26.500, da? Îl va lua suport. Și de câte ori o să țăcăne aici cine cumpără pe mantlii la suportul ăsta, chiar nu are cum să o greșească. Corect. Corect. Foarte, foarte interesantă perspectiva și e de urmărit în mijlocul ăsta pe 3 zile, adică nici să mergi nici pe o săptămână, pe weekly, nici pe... Să știi pe că e o chestie care nu am văzut-o. M-am uitat și eu pe multe canale, la mulți trader și la mulți nu știu ce, nu am văzut abordarea pe 3 zile. Nu am văzut abordarea pe 3 zile, într-adevăr. Îți spun ca unul care nici eu nu o folosesc și mi se pare interesantă. Chiar o să încep să-i acord o perioadă, să văd cum funcționează... Acordă-i! Pentru că ai să vezi că unor trades. O să mă pomenești. E bun. Păi e o plăcere oricum să te pomenesc, că îmi place să stau de vorbă cu tine și să consumăm educație împreună. Da, piața, după cum vezi, este foarte... Cum să zic eu, uite, aici 50 moving average resistance, a stat cât China, a stat 2 luni aici să o spargă, da? Acum, ăsta este un suport pe care l-a bombardat, dar a venit cu confirmare că e suport. Deci ăsta, în traducere, poți să întrebi pe traderii de bursă, pe oamenii cu experiență, în clipa în care ție îți vin 2 lumânări beta cât China, îți confirmă suport. Da, pe aia e important, aia e important. Să vedem următorul prag psihologic, dacă o să fie confirmat ca și suport. Ok, suntem pe BTC, pe weekly și am făcut desenul ăsta. Din nou, vreau să legeți că aici sunt discuții libere, faine și nu sunt sfaturi financiare. Încercați să cercetați și voi lucrurile și să luați cei de folos. Aici, pe downtrend-ul ăsta, pe weekly, putem să observăm breakout-ul ăsta care mi se pare fantastic. Aș putea să-l asimilez ca un moment, dacă doriți, de inflexiune. Adică ca un change of character, ca o schimbare de caracter. Și cred că, exact cum spuneai și tu, adevăratul, cumva, bull market, sau cel puțin dacă tu nu spuneai, eu spun, cred că este asta, că adevăratul bull market stă după zona aceasta verde, exact la unde avem colierele astea două. Practic, astea sunt două neckline-uri. Neckline-uri care s-au format în urma double top-ului din ciclu ăsta. Și asta e o zonă psihologică foarte importantă. Aici, evident, am avut bottom-ul. Aici, din punctul meu de vedere, e o zonă impresionantă de buy. Și aici, exact asta am discutat și în materialul de astăzi. Că vine vorba de 21, 23, 24, până 30, irelevant. Nu contează. Asta e o zonă fantastică long term de acumulare. Și ăsta e un prag psihologic foarte important. Deci dacă o să avem peste rezistența asta, care din nou constituie neckline-ul format în urma double top-ului ciclului acesta, deci dacă zona asta, rezistența asta, o transformăm într-un suport, cam graficul l-aș vedea în felul ăsta, precum l-am desenat aici. Clar. Cerul este limita. Cu, desigur, corecția aferentă pe care și tu ai menționat-o, s-ar putea să avem din nou o corecție, adică mai mult decât probabil o să avem o corecție, preț pentru care oamenii smart, o să, după ce au acumulat în zona asta, o să distribuie, aici o să fie un moment interesant de distribuție, ulterior un nou moment de reacumulare. Ca mai apoi să mergem pe lună. Deci asta e perspectiva mea. Acum o să fie nevoie să urmărim rezistența asta, zona asta de la 31, respectiv 32.000, totodată pragul, un prag psihologic. Dacă o să fie transformată într-un suport. Asta trebuie să urmărim din punctul meu de vedere pe weekly. Daniel, ce eu părere ai? Da, pe weekly oricum corecția pare să se fie încheiat. Așa e. Adică, uite-te aici pe downtrend-ul ăsta, ce, dacă dăm un zoom in, ce fain e breakout-ul ăsta. Adică, da, e aproape cât vechiul top. Exact, exact. Deci, imaginează-ți că, și uite-te și la bottom, ce tare am pompat. E aproape cât lumânarea asta. Deci, da, uite, restul lumânările alea, cât China, aia sunt instituțiile.
Acolo nu mai sunt retail. Da, da, și aici e instituția. Deci da, și aici da, sunt instituțiile, adică lumânările astea nu pot, nu pot să fie realizate de către piața micro. Deci aici, aici e nevoie de lichiditate, aici e nevoie de capital ca să miști prețul în felul ăsta, într-un timp atât de scurt. Mi se pare, mi se pare foarte interesant. Deci asta aș recomanda să urmărim în punctul acesta. Și ce vreau să mai spun sau să mai subliniez, nu ți se pare interesant în același timp că pe măsură ce BlackRock și instituționarii au făcut toate anunțurile astea, am văzut că nici Rezerva Federală, pentru prima dată într-un an și jumătate, nu au mai mărit ratele de referință și totodată CPI-ul, inflația până la 4,9%, nici măcar la 4,1% cât era așteptată. 4%! Deci fii atent. Problema datoriei americane era o problemă constituțională, de fapt, pentru ei. Pentru că nu veneau unii de afară, bă, când ne dați bani, știi? Și ăștia au avut momentul ăla de lumină, stau, dar singurii care ne batem capul suntem noi, știi? Și cum ar fi, o amânăm. Și gata, s-a rezolvat problema, gata, CPI-ul, gata, alea, stop, oare, stop. E simplu. Corect. Da. Daniel, ce le mai spune oamenilor pe, pe final? Dacă ar fi un lucru care să rămână în minte. Bă, uite, cu asta ar trebui să rămână oamenii în minte, din, nu din topicul de astăzi. Că din topicul de astăzi, cred că pentru cine o ascultat lăsând acum falsa modestie la o parte, cred că îs câteva lecții prețioase din care putem să tragem câteva concluzii, cel puțin la fel de prețioase, dar cu ceva cu care oamenii ar putea să rămână în cap pentru următoarea perioadă. Poate că educație, poate că mai multă determinare. Este următoarea. Singurul asset pe care îl avem în lumea asta este timp. Iar timpul poate fi convertit în knowledge, în cunoștință. Uh-huh. Dacă vrei să obții lucrurile pe care nu le ai acum, trebuie să înveți să faci lucruri care nu le-ai făcut până acum. Înțelegi? Uh-huh. Adică cheia este prin a dezvolta skill-uri și acum noi că vorbim de cripto, na, eu zic, știu indicatori, știu lucruri anul ăsta care anul trecut nu le știam. Și acum, dacă aș da timp înapoi, gen ce știu eu acum, cu 2 ani de zile, cred că făceam de 52. Înțelegi? Mm-hmm. Foarte interesant. Deci, iar lucrurile astea rămân, da? Restul, banii vin, pleacă, dar ceea ce înveți, ceea ce pui în practică, nu mai pleacă, alea rămân. Da, și nu poate să îți ia nimeni lucrurile astea. Până la urmă, noi suntem de pildă cei mai mari inamici ai noștri. Noi nu avem alți nimici decât emoțiile noastre, gândurile noastre. Noi suntem limitările pe care ideea este, ce vreau să le transmit oamenilor, să încerce să descopere cine sunt, ce vor să facă. Ok, ești în cripto, dar identifică cine ești și cum ești confortabil. Că sunt oameni care îmi zic, Daniel, eu plec la 7 de acasă și mă întorc la 9 seara. Păi tu n-ai timp să faci, mă, trading. Corect. Nu ai cum. Rockefeller săracul zicea o treabă. Bă, cine muncește toată ziua n-are timp să facă bani. N-are timp nici să gândească. Nu l-a zis cu îngânfare, l-a zis de realitate. Așa imaginează-te e. Acum să te duci pe șantier sau whatever și să te întorci seara la 9 și hai să deschidem chaturi. Serios? Cine se mai da chaturi? Tata gândește mare. Că în timpul ăla oameni precum, nu ne luăm exemplu pe noi, precum alți trader profesioniști ori consuma toată ziua educându-se în aceeași direcție pe care tu o consumi obosit jumătate de oră și după aia dorm, că nu mai e chef, că mâine... Nu! E vorba de priorități. Foarte, foarte fain mesajul de final. Eu, spre final, le-aș recomanda de pildă să nu uite că cel mai puternic... Nu știu dacă... Cea mai puternică armă pe care noi o avem ca oameni este consumarea educației în dreptul vieții noastre. Când vine vorba de educație financiară, emoțională, consumarea informației. Dacă vreți transpusă, cum a zis Daniel foarte frumos, în timp, investiți în voi, în cunoștințele voastre, pentru că nimeni nu o să vi le ia, îți de preț și o să vă ducă înspre libertatea la care vă gândiți. Puțin în fiecare zi.
Dar cărămidă peste cărămidă peste cărămidă construim ceva fain. Nu lăsați pe X sau pe Y să vă dicteze viața, nu lăsați pe nimeni să vă spulbere viziunea, îndepărtați-vă de toți oamenii toxici pe care aveți. E un om care nu crede în tine, ai un vis prea mare, ok, e ok. Nu pentru toți oamenii funcționează visul mare, dar asta nu înseamnă că nu poate să aibă transpunere, adică să se materializeze. Munciți, investiți în voi și fiți, încercați să faceți cu pasiune ce faceți. Identificați-vă pasiunea. Asta e mai bine, e bonus. Plus că mai trebuie să înțeleg o chestie că în piața asta cripto riscurile sunt mari și poți să pierzi bani și trebuie să înțelegi că în viața asta când pierzi bani înveți ceva. Eu, de exemplu, pierzând bani am învățat despre importanța stop loss-ului în anumite contexte. Uh-huh. Da? Deci dacă nu pierdeam bani de repetate ori, eu nu învățam. Bă, chiar contează. Chiar contează să pun nenorocitul ăla de stop loss, că tot i-auzim pe toți. Bă, stop loss, stop, ce e ăla? Pune-l. Pune-l dacă nu mai vrei să pierzi. Fă-ți un plan. Plan, acțiune, câștig. Vă mulțumim și că... Și este, e foarte important să învețe, nu de la noi zi. Bă, sunt pe YouTube, căutați. Când vorbești de un lucru, să-l înțelegi. Ce înseamnă stop loss? Că dacă iei 100 de oameni și pui să traseze un stop loss, hai să vezi că toți îl pun în zona de lichidare. O să fie lichidați, că mă întrebai cum fac bani exchange-urile. Da, stop loss e cea mai bună jucărie. Cea mai bună jucărie, da. Da. Păi de multe ori e irrelevant că te lichidează. Exact cum ai zis tu. Da, corect, corect. E important să înțelegi și detaliile astea de finețe, care ulterior, pe măsură ce le înțelegi, nu o să se mai pară de finețe, că o să le asimilezi diferit. Mi se pare că a fost un material fain, cel puțin eu vorbesc în dreptul meu. Am fost super zidit, încurajat, mi-a făcut o plăcere, ca întotdeauna, Daniel, când am discuții libere cu tine. Nici nu știu dacă trebuie să editezi ceva la materialul ăsta, sincer, că e atât de fain, atât de autentic, încât, da, trebuie să ne întâlnim într-un alt context, cu noi oportunități, la alte discuții. Îți mulțumesc, Daniel, că ai fost aici, vă mulțumim tuturor că ați fost parte cu noi, vă apreciem, vă mulțumim că ne consumați materialele, sunteți grozavi și nu uitați să dați un like la clipul ăsta, și să-l distribuiți cuiva poate care credeți că i-ar servi. În alte circunstanțe, nu-l distribuiți numai să vă aflați în treabă, da? Mulțumim, mulțumim foarte mult. Ne înclinăm, eu mă înclin vis-a-vis de voi și, sau față de voi. Și să ne vedem. Și eu mulțumesc celor care te urmăresc, celor care mă urmăresc. Le doresc succes în toate, să învețe, să fie bine, să fie sănătoși. Să ne revedem cu bine. Toate cele bune!